Centrul Cultural Pitești și Asociația Arta la Carte au organizat conferința de presă prilejuită de începerea evenimentului muzical sub genericul Serile Lipati. Manifestarea, aflată la cea de-a doua ediție, are loc în cadrul unui proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și cuprinde o serie de concerte în perioada 11 iunie-2 iulie și 10 septembrie-23 octombrie. Concertele se vor desfășura la Conacul Familiei Lipati din Comuna Leordeni, satul Fundățeanca, la Filarmonica Pitești și la Ateneul Român din București. În acest an, Serile Lipati sunt în două etape. Odată într-o perioadă estivală, în iunie și până la începutul lui iulie, în data de 2 iulie, și apoi o perioadă autumnală în septembrie și octombrie. În anul acesta avem mai mulți pianiști, e adevărat că o să avem și un quartet de coarde, quartetul Artmark, și o să avem și seri vocale instrumentale cu liduri și coarii din opere, cu Bianca, cu Stanca Manoleanu, cu soprana Camelia Clavac, dar foarte mulți pianiști. Surpriza însă vine cu o interpretă foarte tânără, care și-a deschis cariera la Londra și probabil că va rămâne la Anglia, o româncă, Alexandra Silocea. Și o altă surpriză este că s-ar putea, avem toate promisiunile și din partea Ateneului, dar mai ales din partea interpretului, să avem invitat un interpret, un pianist ucrainean care trăiește în Germania și el, Igor Cetuev, și care este unul din pianiștii unui mare festival în acest an, care se va avea loc în august, la Menton. Dintre marile festivaluri, cum este Verbier, așa și Menton, este un festival la care năzuim să deschidem și noi o secțiune care să se numească Le Soirées Lipati, Serile Lipati, în care să ne prezentăm și noi pianiștii și să susținem alți pianiști străini, dar care să amintească cu toții de acest mare interpret care este Lipati. Ce poate fi mai frumos decât să ne întâlnim aici într-un cadru deosebit natural, să dăm viață unui monument istoric, Conacul Lipati, să dăm suflet prin intermediul muzicii. Visez modalitatea asta de promovare a monumentelor istorice și a Argeșului dezvoltată pe scară mult mai largă, dacă ar fi mai multe evenimente de acest fel desfășurate în locurile cu importanță culturală și istorică din județ, cu siguranță am putea transforma Argeșul într-un pol de interes cultural în zonă. Mărturisesc public că vă invidiez, doamna. Încă de la înființarea Filarmonicii Pitești, am dorit să pătrundem ca Filarmonica Pitești în Conacul Lipati. Noi n-am reușit. Și chiar vă invidiez, în continuare, la modul pozitiv. Au fost discuții că Filarmonica trebuie să poarte un nume. La începutul de la prima noastră stagiune, l-aveam cronicar muzical săptămână de săptămână pe înalt ca Sfințitul Calinic, care în Societatea Argeșeană făcea cronică de concert și care plăta din când în când ca Filarmonica Pitești să poarte numele din Lipati. Atât că numele era luat de Filarmonica din Satul Mare, care are 10 ani înaintea noastră, și glumind mi-a zis pe Sfințitul într-o seară, mi-a zis să rămână Satul Mare cu Dinu și să luăm pe Lipati, că e al nostru. Dinu Lipati este nu doar al argeșinilor, nu doar al românilor, este al lumii întregi. Vreau să vă spun că Luiza Borac, născută la Pitești, Marea Pianista, a înregistrat și a cucerit în a încheiat câteva concursuri și i s-au editat compact discuri cu muzică compusă de Dinu.
Ultimul Bipartit. Este, într-adevăr, conacul de la Fundățeanca, pe mulți derutează. Eu am mai fost acolo cu diverse ocazii muzeale. Dumnezeu i-ați dat suflet, cum bine spunea domnul Cristian Pocea, acestei case din Bipartit, prin muzică, prin ce se întâmplă acolo.